Bun. Deci, întâi trebuia să vă spun, că sunt foarte serios implicat în construcția de soluții de inventariat. Deci, există un potențial conflict de interese, în sensul că unele dintre exemple care vi le voi prezenta aici sunt create de către mine împreună cu echipa cu care am creat un spin-off de cercetare-dezvoltare. Nu este un spin comercial, dar un spin de cercetare-dezvoltare. Și nu știu de ce se interese să vă facem. Bun. Acesta este situația, da? Acum, dacă ne uităm un pic la această teză celebră, se numește teza Turing-Church. Această teză, dacă vă uitați acolo, spune, cu alte cuvinte, următorul. Că orice proces care este definibil printr-un definit de pași, poate să fie transformat într-un soft, într-o aplicație pe computer. Deci gândiți-vă câte procese în acest moment sunt în jurul nostru și nu sunt încă transformate în software. Toate vor fi transformate în software, dacă ele vor putea fi definite printr-un număr finit de pași. Multe procese, de exemplu, în bănci care sunt făcute de oameni, dar care pot fi definite printr-un număr finit de pași, ele vor fi făcute cu siguranță în viitor de computere. Condusul de mașini va fi, după cum începe să vedem din ce în ce mai făcut decât de computere, pentru că sunt toate procese definibile printr-un număr finit de pași. Așa se întâmplă și cu e-mental health. Gândiți-vă la toate procesele administrative care sunt legate de soluțiile de serviciile de mental health în general, toate vor face obiectul unor aplicații software. E o chestiune de timp până când am. Există așadar această teză care spune, cu termen mai tehnic, orice funcție generală recursivă este calculabilă, cu termen mai puțin tehnic înseamnă că orice proces definibil printr-un număr finit de pași poate fi transformat într-un soft. Așadar, este obiect de aplicația IT-ului. Prima mare IT-ului are o mulțime de aplicații. Dar, din mulțimea de aplicații pe care o poate avea IT-ul, e-mail, o să iau numai o parte. Una care se leagă de aplicațiile acestor soluții, acestor tehnologii în terapie. O să găsesc în literatura de specialitate un termen similar pentru key therapy, o să găsesc computer review, site therapy sau iTherapy de la Internet Therapy. Adesea aceste denumiri sunt interse așa, deci nu sunt diferențe mari. Sunt anumite contexte în care le fac obiectul lor abordări separate, dar în general sunt aceleași. Acum, m-am gândit să ne oprim la aceste soluții de iTherapy pentru din două motive. Pentru că întâi ele sunt traduc de engleză. Întâi pentru că sunt cu cele mai mari aplicabilitate și în al doilea rând pentru că avem cele mai multe date care arată eficiența acestei soluții de internet. Ok. De ce avem nevoie de astfel de soluții de internet? S-au luat manuale de terapie clasice, așa cum le știți și dumneavoastră, și s-au transformat în PDF-uri și s-au încărcat pe diverse platforme. Și atunci ai avut astfel de program de e-therapy, fel de self-help books, dar în format digitalizat. Urmarea a fost prima modalitate de a începe să faci e-therapy. Atunci ce valoare adăugată față de self-help book, pentru că poți să pui mai mult animație, mai multă media, dar totuși este foarte aproape de self-help. Acestea sunt exerciația 1.0, sunt programe self-help care sunt foarte digitalizate. Sunt destul de puțin flexibile, sunt one size fit all. Dacă vă uitați la câteva exemple, am pus acolo Lord James of Fear Fighter, dați pe aici și o să le găsiți cu siguranță. O să găsiți că există niște module terapeutice care sunt unele și aceleași pentru toți pacienții. Pe urmare, ai un
aceleași locuri terapeutice, de regulă, sunt formă de seară, care se administrează tuturor celor care au depresie. Nu există flexibilitate în funcție de pacient, de istoria lui de viață, de evaluările pe care le faci cu pacientul, să nu fie deja sus acest diagnostic. Și, de asemenea, sunt soluții care nu erau sensibile la experiențele utilizatorului. Atunci când utilizăm o aplicație, indiferent ce aplicație, o aplicație de telefon mobil, o aplicație de pe computer, avem anumite trăiri. Trăirile acestea sunt foarte importante pentru modul în care vom utiliza ulterior aplicația. Și atunci aceste trăiri subiective ale userilor sunt foarte importante, plus caracteristicile userilor sunt foarte importante. Cine anume utilizează această aplicație? Toată această generație 1.0 de aplicații de internet au avut aceste caracteristici. Au avut însă mari nemerit că au arătat că e posibil să faci terapie prin tehnologiile digitale și au obținut unele rezultate care arată că, care arătau că sunt pe care așa. În momentul de față, trebuie să face trecerea la o doua generație de soluții de e-terapie, generația 2.0. O să vă dau două exemple, Paxonite și Libertel, soluția care a lucrat cu câteva de care am făcut și în legătură cu care am aplicat serea de lucruri. După cum vedeți, acolo am scris platforms, de vorba de platform, acolo în generația 2.0 vorba de program. Platformele sunt seturi de program. Adică o platformă este o colecție de aplicații și de conținuturi care rulează aproximativ după același sistem și pe care le utilizează user diferiți. Platforma este mult mai complicată decât un program. Mult cinco decât este un program. Adică intri pe site-ul respectiv și ai o serie de module pe care le citești, faci eventual anumite exerciții asociate cu fiecare module și după aceea s-a terminat terapia. Asta e un program. O platformă este un sistem de aplicații. Să iau un exemplu. De pildă, în terapia depresiei, una dintre modalitățile de a face terapia depresiei este prin activarea comportamentală. Ce înseamnă activarea comportamentală? Înseamnă că tu trebuie să faci mai multe activități plăcute. Pentru că apare, în cazul depresiei, o deteriorare a frecvenței activităților plăcute în raport cu activitățile neplăcute. Și atunci, terapia trebuie să te facă să faci mai multe activități plăcute. Făcând mai multe activități plăcute, se modifică balanța emoțională. Ei, această activare comportamentală într-o platformă se face printr-o serie întreagă de aplicații. De exemplu, am creat o aplicație prin care îți identifici activitățile plăcute, care îți plăceau cândva sau care s-ar putea place. Ar putea să-ți placă. Ai o listă, alegi din lista respectivă, dai un ranking pentru fiecare dintre aceste activități plăcute, poți să scrii și alte decât cele care sunt pe lista respectivă. Ți se salvează automat această listă, după care ți se transformă automat pe o altă aplicație, care este o agendă. Și ți se deschide agenda și spune acum cu drag and drop, ia activitatea asta plăcută și pune-o undeva în agenda ta. Și atunci tu pui activitatea respectivă în agenda. Și apoi, după ce ai pus-o în agenda, tu poți să share-uiești agenda respectivă cu terapeutul tău, care este psihiatru sau care este psiholog, și atunci poate să vadă sau poate să fie cineva care este aparținătorul tău și te poate monitoriza în același timp. Ei, asta înseamnă o platformă. Și dar una și aceeași activitate poate fi făcută prin mai multe aplicații aceeași timp. Și atunci efectul este mult mai substanțial față de situația în care doar îți dăm să. O să revin asupra diferenței dintre platforme și programe. Dar acum suntem în această situație de a trece la un nivel superior de a oferi soluții pentru tulburările emoționale pe baza tehnologiilor digitale. Și este această generație 2.0 de platforme în care care e motivația pentru a face acest lucru? Există o generație care în momentul de față vine din urmă și care vine din ce în ce mai mult din urmă. Ea este cunoscută sub diverse denumiri. O definire este digital natives, nativi digitali, versus imigranții digitali. Imigranții digitali sunt cei mai bătrâni care nu s-au născut în perioada în care era internet, în care erau jocuri pe calculatoare, care erau tehnologie digitală. Eu sunt în acea generație, de exemplu. Ne adaptăm la
această lume nouă, această minunată lume nouă, cum a spune scriitorul celebru. Încercăm să facem față, câteodată și performăm, dar nu suntem foarte bine. E lumea în care noi am copilă, spre deosebire de nativi digital, care s-au născut în această lume, supra-saturată de tehnologie digitală, care au avut telefon celular de când au fost mici, în care au lucrat cu telefon mobil, în care au făcut tot felul de activități pe calculator, pe laptop, și mai departe, și mai multe astfel de generații. E cunoscut în literatură specialitate și foarte de mic. Manic Generation, The Shallowers, Nicolas Carr numește cu ușoară notă peiorativă, că sunt superficial. Există anumite motive care să te facă să crezi că ei sunt mai superficiali, în sensul că, de pildă, studiile despre modul în care fac lectura cei care sunt în această generație arată că ei lecturează mai repede, dar mai superficial tot ceea ce citesc. De aici avem The Shallowers. Millennials, Apps Generation, oricum, e o generație care este născută după 95 și care se caracterizează printr-o folosire excesivă sau intensivă a tehnologiilor digitale, a tehnologiilor digitale, atât ca și instrumente, cât și ca medii. Adică instrumente în sensul că atunci când au probleme, se gândesc cu ce aplicație se rezolvă problema respectivă. Și noi începem să facem lucrul acesta, imigranții digitale. Avem o problemă de orientare de destinație, noi nimic, scoatem Maps.me și Maps.me ne orientează. Sau scoatem Google Maps. De ce facem? Avem o problemă, scoatem o aplicație care să ne rezolve problema. Utilizăm pentru problemele care le avem, începem să utilizăm mai multe aplicații. Este o generație care e predispusă, by default, să utilizeze tehnologiile ca instrument de rezolvare a problemei. Cum apare problema? Cum te gândești întâi de toate, nu la rezolvarea ei, cu mintea ta, ci la aplicația pe care se poate oferi undeva, cineva, ca să rezolvă problema respectivă. Asta înseamnă că utilizează tehnologiile digitale ca instrument, dar și ca mediu. Adică trăiesc în aceste lume digitale. Trăiesc pe rețele de socializare, petrec mult timp în jocuri de calculator, comunică, își comunică conținuturile utilizând aceste lume. Mai este o generație care este mult diferită de alte generații și este generația care acum intră în scenă ca adult și care va deveni clientul nostru tipic în serviciile de sănătate mentală pentru adulți. Ei vor fi oameni tipici. Ei, această utilizare intensivă a tehnologiilor digitale, atât ca instrumente, cât și ca medii, le face să li se schimbe multe lucruri în mintea lor. Le face să apară în mintea lor o serie de așteptări. Ei au așteptări diferite de alte generații. Iar care sunt câteva dintre așteptările lor. De exemplu, una din prima așteptare este că au așteaptă să aibă acces neliminat la informații. De oriunde, oricând. Ok. Acum să comparăm această așteptare cu modul în care noi oferim serviciile de terapie. Noi oferim serviciile de terapie numai în cabinetul nostru, numai la ora în care este programată terapia, numai celor care vin și bat la ușă la cabinetul nostru. Deci, nici de cum 24 de ore din 24, 70 de ani. Și totuși eu această așteptare să beneficieze de un serviciu tot timpul, numai din când, din când, când sunt programate. Această utilizare constantă a mijlocilor digitale, a tehnologiilor digitale, le-ar crea această așteptare. Apoi, o altă așteptare este de a-și customiza. Can we speak in Romanian or switch to English? Is somebody which is speaking English here, or is it just English speaker? Okay, then we continue. Are tendință de a-și customiza mediul. Uitați-vă, prima dată când își iau un telefon celular, primul lucru este să-și customizeze soneria, să-și customizeze display-ul, să-și customizeze o mulțime de lucruri care sunt acolo. Și customizarea este foarte rapid. Vor să customizeze toate lucrurile. La fel, vor să-și customizeze terapia. Ori noi ce le oferim? One size fits all. Ne oferim același lucru, în același mod, în condițiile în care face ședințe de terapie la toată lumea. Și nu le dăm un spațiu în care să-și customizeze terapia. Dar dacă noi utilizăm mijloace digitale, putem crea un portofoliu în care ei să-și customizeze terapia, să-și facă mult mai mult, ținând cont de caracteristicile lor. Și o să revin asupra acestui lucru. Au preferințe pentru comunicare multimedie. Dacă toată ziua te uiți la jocuri pe calculator, unde este combinație de text,
animație, audio, video. Dacă te uiți la YouTube, care este multimedia, dacă te uiți pe Google, care este multimedia, dacă te uiți pe Facebook, care este multimedia. În treptat, mintea ta începe să aștepte multimedia. Acum, comparând așteptarea aceasta care apare cu ceea ce, de exemplu, fără școală, care este unimedia, care se numește text tipărit, și așteptam să fie entuziasmați copiii că citesc manualele tipărite și au poze proaste eventual pe plajele respectiv. La fel se întâmplă și în ședința de terapie. Ei au așteptare multimedia și noi le dăm unimedia. Noi vorbim cu ei în cadrul ședinței de terapie și le spunem diverse lucruri, eventual le dăm câte un text. Dar nu le dăm animație, nu le dăm video de pe foarte puțin, nu le dăm audio-video de pe foarte puțin, nu le dăm aplicații prin care ei să-și rezolve singuri anumite probleme. Deci noi dăm o grămadă din lucruri pe care ei le așteaptă. Și atunci, din nou, apare un gap între așteptările lor, pe de-o parte, și modul în care noi oferim servicii pe de altă parte. Au preferința pentru a utiliza, cum a spus, aplicații pentru toate problemele pe care ei le dăm, pentru că se oferă de aplicații. Și atunci așteaptă și în terapie să le dăm astfel de aplicații, dacă e posibil. Și atunci e datoria noastră să construim astfel de aplicații. Și la fel este preferința pentru comunicarea mediată digitală. Nu știu dacă ați avut curiozitate să mă uitați la doi copii care sunt în curtea școlii și o să vedeți că sunt la o distanță în care s-ar putea striga unii pe alții. Și totuși nu se strigă, își scriu SMS-uri. Asta ce înseamnă? Asta înseamnă că a apărut preferința pentru comunicarea mediată. Și nu pentru comunicare directă. Nu discutăm acum dacă este bine sau e rău. Avem o realitate. Vine din urmă o generație care, repet, va deveni clientul tipic al serviciilor de sănătate mentală, care are aceste așteptări. Și acum, dacă ne uităm la aceste așteptări, care sunt determinate de istoria lor de viață, de interacțiunea aceasta permanentă cu tehnologiile digitale, dacă ne uităm pe de o parte aceste așteptări și ne uităm pe de altă parte la modul în care sunt oferite servicii de psihoterapie în acest moment, atunci constatăm că este un gap enorm între așteptări pe de o parte și ofertă pe de altă parte. Iar acest gap trebuie rezolvat, pentru că altfel riscăm să continuăm să oferim serviciile în același fel în care am oferit serviciile la generațiile anterioare, în condițiile în care generația aceasta apare ca o generație care este fracturată de restul generației, pentru că a trăit într-un totul al mediului de cealaltă generație. Așa că avem această nealiniere între modul în care se oferă terapia pe de-o parte și așteptările clienților. De aceea trebuie să ne gândim din ce în ce mai mult să inovăm pe ideea aceasta și să putem face această realiniere a modului în care oferim psihoterapia cu mintea acestei generații digitale. Nu facem această realiniere, atunci ei se desconsideră serviciile noastre, o să inventeze ei alte servicii sau alte lucruri, ceea ce ne face să mirosim la analogie. Există și o altă motivație pentru care trebuie să creiem soluția aceasta de internet. Iar uitați la gapul dintre nevoile pe care le-au oamenii de soluție, de sănătate mentală, de proiecte, de mentală, de care au de și oferă. Este o prevalență foarte mare a tuturor de sănătate mentală. Din statele și Franța, prevalența de-a lungul unui an de zile de 20% din populație, am simțat atunci în jur de 31, 29-30, 400 pe parcursul unui an. Deci, și la fel se întâmplă și pe parcursul vieții, pe parcursul vieții unul din trei oameni are tulburare de tip anxios. La fel, există o diferență foarte mare nu primesc tratament, deși au nevoie de tratament, iar dintre cei care primesc tratament, 32% sunt de proastă calitate acest tratament pe care nu contează că este vorba de psihoterapie, să este vorba de terapie de optimitate. În România, ce sunt datele care avem în acest moment, în România, acestea sunt datele pe care le-au făcut folosit și ceilalți care au făcut această cercetare, 76% nu au făcut niciun fel de tratament. Și consecințele negative sunt cumplite și în nivelul individual și în nivelul social. Dacă ne uităm la ce sunt
constatăm că avem două tipuri de neabilitate. Întâi, nevoile sunt foarte mari și capacitatea actuală a serviciilor este foarte redusă în raport cu aceste nevoi, iar pentru unii și și a doua neabilitate este diferența dintre așteptările generației care vin după și realitatea. Deci avem două categorii de nealiniere de dispozitivuri de care, dacă nu le rezolvăm, atunci calitatea serviciilor și adresabilitatea serviciilor de la și atunci, luând în calcul aceste două aspecte, am soluția pe care noi propunem este exact această dezvoltare, inovare de soluțiile de interne, soluțiile de internet bazat pe utilizare de internetul sau tehnologie digitale de acestea care. Ce înseamnă soluții de internet? Nu orice site care îți oferă informații despre depresie sau despre anxietate sau despre probleme de cuplu este un site care îți face terapie. O să spui că ceva se califică ca o soluție de terapie dacă nu ești câteva condiții și cele câteva condiții astăzi. Deci, în primul rând, trebuie să avem un sistem de aplicații și de conținuturi. Deci, nu numai un program, ci o mulțime de aplicații și o mulțime de conținuturi care trebuie să ne trească minimum de condiții. Trebuie să fie creată explicit cu scopul terapeutic. Deci, nu așa că cineva postează niște lucruri care crede că ar fi de ajutor pentru ceilalți oameni. Trebuie să aibă scopul terapeutic explicit. Trebuie să se bazeze pe principiile unor terapii care sunt deja validate empiric și să implementeze aceste principii foarte riguros. Nu așa că mi se pare mie că așa ar trebui făcut. Sunt deja niște evidence-based terapii care trebuie preluate, fie că este vorba de terapia comportamentală, fie că sunt diverse aspecte de terapie clinicală, fie că este terapia de acceptance. Și, cu siguranță, toate aceste soluții de interapie trebuie să implice pacientul. Adică trebuie să-l facă pe pacient să facă anumite lucruri. Simpla lectură sau vizualizarea unor filme mai mult terapie este psihoeducație eventual, care poate să fie începutul terapiei. Trebuie să-l pui pe pacientul tău să facă anumite activități în cadrul acestor soluții. De exemplu, să utilizeze astfel de aplicație, să iau de exemplu, știți, în terapia și anxietăți și a depresiei, trebuie identificate cogniții disfuncționale și apoi aceste cogniții, gânduri disfuncționale, trebuie contracarate. Se poate face o aplicație de tip gaming, un joc. Un joc prin care tu să-ți identifici gândurile disfuncționale, să contracarezi gândurile respective și după aceea să obții puncte, să ai o evoluție la comparația evoluției tale, la vorbă, cum anume ți-ai contracarat aceste gânduri și să obții premii, să te compari cu alții care sunt pe același loc. Deci, practic, te pun să faci ceva. Nu mai spun, ar trebui să-ți identifici gânduri de iraționare, ar trebui să le contracarezi cu argumente logice sau cu argumente indice. Nu. Îți dau ceva să faci ca să obții. Deci, urmare, soluția acestea de e-terapie trebuie să îndeplinească aceste condiții ca și condiții minimale, altfel nu se pot califica și soluții de e-terapie. Dacă ne uităm la literatura de specialitate, atunci constatăm că aceste soluții de e-terapie au deja o mulțime de date de partea lor. Chiar și cele din generația 1.0 au ele inflexibilitățile lor, ignoră userii, dar au fost dovedite prin studii clinice controlate că au eficiență. Și dacă ne uităm la eficiența lor, uitați aici, sunt rezultate toate datele, condiții comparative. CBD înseamnă cardiovascular și terapia comportamentală pentru nivel de tipul de vizor, dă pe tulburări, mărimea efectului este de 0,62, dar orice alt tip de terapie este de 0,75, aveți meta-analizele care sunt acolo. CMP înseamnă că tutel medie de psychotherapy sau e-terapie. Vedeți că aceste date sunt mărimea efectului sunt mari, 0,80 la curbele de taxos 1,70 până 1,31. Datele sunt în 2018, mai mare decât
expresive și, foarte interesant, diferențele între face-to-face terapie, terapia tradițională și e-terapie, diferențele de camerine efectivă, cel puțin datele care le avem până acum, unele sunt publicate în 2018, după cum vedeți, 24 de studii, arată că diferențele sunt nesemnificative. Adică asta înseamnă că e-terapie poate să producă la efecte similare ca și la terapia față-față. Nu înseamnă că pentru toată lumea, nu înseamnă că în fiecare moment, pentru că e un efect statistic și, cum știi prea bine, regularitățile statistice se aplică pe populație, nu se aplică însă pe fiecare caz în parte. Așa că nu vreau să spun că pentru orice pacient, oricând e-terapie este mai bună decât terapia față-față, nu? Dar pot să spun, pe baza acestor date, că la nivel statistic, efectele, mărimea efectului dat de terapiile prin utilizarea tehnologiei digitale este aceeași sau nu diferă semnificativ ca și mărimea efectului pentru terapia clasică. Cu atât mai mult cu cât, cum am spus, vine din urmă o astfel de generație de digital nativi care vor fi din ce în ce mai predispuși pe astfel de soluții și vor agrea în primul rând astfel de soluții. În acest context, încurajat și de aceste date, de mai de multe vreme am început să lucrăm la niște soluții de e-terapie. Vă dau un exemplu de astfel de aplicații. Am făcut o aplicație care se referă la tulburări de tip axios. Aplicația se numește Pax Online. Aplicația, practic, este o colecție de aplicații, este o platformă. O găsiți pe net dacă dați Pax Online în două să vedeți acolo. Vă rog să luați asta doar ca exemplu, ok? Deci, mă folosesc de exemplu concret ca să vă spună ce înseamnă un proces de a construi o aplicație de e-terapie. Aduni un grup de oameni foarte buni în terapie, în psihoterapie și foarte buni în IT, îi pui împreună și după ce îi pui împreună, încerci să faci un fel de sinteză și un fel de analiză riguroasă a utilizatorilor. Cine anume va utiliza această aplicație? Spuneți, băi, pacienții. Pacienții și terapeuții și medicii de familie. Poate că sunt și alții, poate că în terapie de cuplu poate să fie ambele persoane dintr-un cuplu. Noi trebuie să identificăm foarte clar cine anume sunt utilizatori, ce caracteristici are fiecare dintre utilizatori, ce competențe are fiecare dintre utilizatori. Și după aceea să creăm o soluție pentru acești utilizatori. Și nu creăm o soluție în abstract. Noi întâi ne gândim cine va utiliza soluția și cum se comportă cei care utilizează soluția. Și apoi începem să construim soluția. Altfel, construim o soluție în abstract, într-o lume de gaze ideale și constatăm ceea ce, din păcate, s-a constatat cu geația 1.0. Constatăm că creăm astfel de aplicații care nu le utilizează, după ce se face studiul clinic controlat, nimeni. Okay? Și asta este foarte rău. Adică nu poți să publici doar studii clinice controlate și să adaugi la CV-ul tău un nou studiu și după aceea aplicația pe care ai făcut-o nu e utilizabilă de către cei care lucrează efectiv în sistemul de pacienți reali, nu de cei selectați pe baza grantului de cercetare, de către terapeuții reali, nu de cei plătiți din grantul de cercetare, ci de oameni în general. Și atunci trebuie să studiezi foarte atenți aceste lucruri, pentru că altfel creezi o soluție care nu va fi implementabilă și implementabilitatea soluției este ești primul care face chestia asta. Poți să fii primul, dar trebuie să te gândești dacă nu. Cumva poți să găsești similarități cu alte produse și să vezi din ele. O să revin la succesul de stres, așa cum revin la literaturii de și mai ales la standardele. Sunt standarde de la National Institute of Clinical Excellence, standarde care deja încep să spună cam cum trebuie să, care trebuie să fie criteriile pe care trebuie să îndeplinească o soluție de e-terapie. Există societatea internațională de la National Society Research of Internet Interventions, care sunt standarde. Nu te apuci să creezi o chestiune fără să fi studiat aceste standarde de tratament clinic sau standarde de utilizare profesională a acestor aspecte. Și, bineînțeles, este extrem de utilă să ne uităm la analiza soluțiilor de e-learning. E-learning, după cum știți, se referă la învățarea prin utilizarea tehnologiei digitale. Pe e-learning s-au făcut foarte multe cercetări. Pe e-mental health sau e-health s-au făcut mult mai puține cercetări. Prin urmare, ce putem să facem? Să învățăm
din datele de cercetare despre e-learning ca să transferăm aceste date pe e-mental health. Să-l dau un exemplu. Bine, sunt cercetări foarte clare care arată cum trebuie combinat un text cu o figură sau cu o animație pentru ca să obții pe mijloace digitale maximum de profit cognitiv. Și atunci, dacă tu vrei să obții profit cognitiv și atunci când creezi un modul de psihoeducație, atunci tu trebuie să iei datele de cercetare din e-learning și să le aplici în mental health. Deci, ce înseamnă asta? Înseamnă că profităm de avansul luat de e-learning față de e-mental health ca să importăm o serie de date. Și asta a fost un lucru pe care l-am făcut foarte serios pentru că ne-a ajutat. Și asta sfătuiesc pe oricine care vrea să dezvolte o soluție de e-therapy pentru o tulburare, indiferent care este ea. Am studiat tipurile astea clinice pentru anxietate. Și după ce am stabilit arhitectura. Arhitectura înseamnă că stabilești ca și cum ați face o casă, prin stabiliți planul, cum mergi la un arhitect care vă spune, uite cum trebuie să arate. După care vă apucați și zidiți clasa respectivă. Deci partea se numește arhitectură, iar partea de construcție efectivă se numește development. Okay? Deci este, trebuie să facem întâi arhitectura soluției și după ce facem dezvoltarea soluției respectivă. Și după ce faci acest lucru, faci o repetată evaluare a soluției respective. Adică nu dintr-o dată este soluția bună. Este ca și cum ai crea un instrument. Nu e sigur că e bun. Faci o arhitectură și după aceea testezi dacă arhitectura respectivă este o arhitectură care e funcțională, nu funcțională, o testezi. Altfel, s-ar putea să dai în bani. Care sunt principiile care sunt relevante pentru a construi o soluție de vină? Sunt câteva pe care le-am listat și care sunt... Noi le-am utilizat în Pax Online, dar ele sunt principii care trebuie luate în calcul după părerea mea în orice soluție de e-therapy pe care urmează să o construim pentru formă. Trebuie să se focalizeze și pe comportamentul de căutare de ajutor. Deci, atunci când cineva vine cu o problemă de sănătate mentală, de regulă, intervențiile pe care le făceam noi în mod clasic era să ne uităm la simptomatologie și să reduceam simptomatologie. Venea cu o depresie, reduceam depresie. Venea cu anxietate, reduceam anxietate. La cine? La cei care ajungeau până la noi. Ok. Dar cu cei care nu ajungeau până la noi, ce facem cu ei? Pentru că sunt foarte mulți care nu vin la noi. Iată de ce nu vin la noi. Pentru că și aici sunt date intratorii de specialitate. În primul rând, pentru că este o percepție mai redusă a nevoii de tratament când ai o tulburare de sănătate mentală decât când ai o tulburare de altfel, o problemă somatică de altfel. Oamenii tind să consideră că aceste stări sunt transitorii și că nu sunt mari probleme de ele și tind să le minimalizeze. Am o depresie, nu-i nimic că scapă de ea, mi-e frică un pic, ei, așa sunt eu de felul meu, sunt timid. Deci nu simt că este ceva foarte acut. Tind să minimalizeze importanța problemei, mi se perceapă de mai de tratament ca fiind mult mai redusă. Adesea fac apel la rețelele de prieteni pe care le au și îmi povestesc cu prieteni, îmi povestesc cu frate, cu cel în familie și încearcă să facă managementul problemei în așa fel încât să nu ajungă să ceară serviciile de sănătate mentală. De regulă, tind să rezolvă problema de singur, ca 60%. Ei spune, dragă, vor să rezolvi problema singuri. Atenție! Asta înseamnă că și atunci când creăm soluții de e-therapy, trebuie să oferim pentru un segment de acest gen posibilitatea de a-și rezolva problemele singuri, nu cu noi. Pentru că uneori pot să-și rezolve probleme singuri. Una dintre soluțiile pe care le-am creat acum a fost solicitată de Ministerul Apărării. Sigur că i-au customizat pentru ei, pentru a utiliza, a utiliza pentru militarii de pe teatre de operațiuni. Întrebuiți-vă, dacă ești în Afganistan sau ești în Irak și ești militar acolo și ai o tulburare de stres post-traumatic sau ai anxietate. Unu, nu face parte din cultura militară să te duci și să spui la toată lumea, știți, eu am o tulburare de anxietate, pentru că toată lumea spune, ești un laș, ce e anxietate? Ți-e frică, ești un laș. Deci, nu o spui. Ea se cronicizează. Și după aceea ai provocări în ceea ce mai mari. Cu astfel de soluții, de e-therapy, eu îți dau posibilitatea ție, cu un ID, să te testezi singur, să vezi dacă ai ce tulburare de anxietate ai. Și tot singur,
să ai acces la o serie de module prin care îți poți rezolva măcar o parte din problemă singur și dacă nu poți atunci prin intermediul acestei aplicații să iei legătura cu un terapeut care nu e cu tine pe teatru, dar că sunt în altă parte. Și așa facem terapie. Pentru că nu poți să vii lângă mine și pentru că utilizăm aceste tehnologii și să vii în primare. Sunt mulți care vor să-și rezolve problema singur. Și atunci cei care vor să-și rezolve problema singur nu vin acum. Atunci ei caută ajutor în altă parte decât acolo unde ar merita să caută pentru că ei se oferă și mai bune servicii. Adesea nouă informații. Aici sunt datele despre toate problema informații sau stereotipuri negative. 32% dintre ei consideră că ajutorul pe care oferă profesioniștii e adesea mai prost decât niciodată de ajutor. Adică mai bine dar de adesea nu sunt gata să facă schimbarea. Schimbarea este dificilă. Și atunci nu sunt dispus să facă schimbarea. Și adesea se repune practice pe care le au. Stau în alt oraș. Programul lor de muncă nu se suprapune cu programul tău de muncă. Ei lucrează de la 9 la 5 și tu ca terapeut lucrezi de la 9 la 5. Mai ei pe câțiva după 5. Dar nu poți să-i prea mulți. Mai ei pe câțiva înainte de 9, dar nu poți să-i prea mulți. Atunci nu se potrivește programul lor de a veni la tine la terapie, programul tău de terapie. Și într-o dată, depărtarea geografică, rațiunile economice, timpul necesar pentru terapie, îl împiedică să facă ajutor. Ca să faci terapie, îți trebuie o jumătate de oră ce să faci în trafic, ca să, dacă stai în același oraș, să vii. Când stai ori la terapie, o jumătate de oră în trafic, ai 2 ore. Minim. Asta se contorizează. Atunci, ce trebuie să facem? Să creăm soluții care nu se bazează numai, care nu au calcul numai faptul că pacientul are și simptome și noi le remediem și vorbim despre ei. Să creăm soluții care sunt capabile să remită o parte din aceste simptome sau toate simptomele, dar în același timp să-i ajute în procesul de căutare a ajutorului. Să-i luăm de la început, adică au nevoie de informații, să le dăm informații. Au nevoie de a rezolva singur problemele, să avem instrumente de a rezolva singur problemele care nu le pot rezolva singur, să vină cu ele. Au nevoie de a avea certitudine că datele, că rezultatele, că terapia este de bună calitate, le dăm astfel de informații și astfel de astfel. Okay? Alt principiu este că trebuie indicat foarte serios medicul de familie. Deci, vreau să arăt în gradul de specialitate, să datele de primul în primarea de timp, și să dar este o detecție foarte scăzută a tulburărilor emoționale din partea medicului de familie. Deci nu vorbim de medicină, dar mai vorbim de medicină, dar aceeași dată că trebuie să vă avem peste tot, în anumite variații. Doar 15% din tulburări din anxios sunt detectabile de către medicul de familie și 36% din tulburările de medicul emoțional, disfuncțional. Și știm cu toții, că adesea vin oameni la tine și nici nu spun. Deci minimalizează simptomatul. Deci spun, domnul, că știți un pic, mă doare și la stomac, am niște tremurături, așa, știi, ești ocupat, ai nu știu câți pacienți, că ok, vin ia niște calci, ești în magneziu. Te întâlnești că peste o săpunță, mai bine un pic, dar iar vin și iar vin și, de fapt, el are o problemă emoțională care și-o somatizează, pe care el nu o conștientizează, pe care tu nu o poți identifica pentru că și alți pacienți, pentru că și el își minimalizează problema și așa rămâne nedetectat. Așa ai o rată de detecție foarte mică. Deci dacă ai o rată de detecție foarte mică, trebuie să-ți dăm ție ca medic de familie niște instrumente ca să crească rata de detecție. Pentru că altfel, de ceva vrem noi să rezolvăm problemele sănătate mentală, dar îți dăm instrumente de screening pe care poți să le automat și care să tine rezultate automat. Sigur că este și trainingul destul de problematic și aici trebuie să stai. Al treilea principiu este că trebuie să creăm o comunitate. Adică aplicația aceasta, platforma aceasta, trebuie să pună la un loc medicii de familie, cu terapeuții care sunt psihiatri sau psihologi, cu pacienții. Trebuie să creeze o comunitate. Pentru că fiecare lucrează izolat, atunci eficiența este mult mai pus. Și, cum am spus și înainte, trebuie să facem un împrumut masiv de e-learning, de structural design, pentru că sunt date foarte multe acolo care ne ajută să înțelegem mai bine cum anume trebuie să facem soluția noastră. Așa că, ținând cont de chestiunea asta, trebuie să construim modulele terapeutice. Așa am construit noi modul de terapie.
Ce înseamnă volum terapeutic? Volum terapeutic este un conținut pe care îl oferim pacientului și care are câteva secvențe. Întâi încep cu o evaluare. Care este starea emoțională a pacientului acum când face acest modul? De exemplu, ai un modul de antrenament cu OCD3, sau un modul de meditație transcendentală sau un modul de meditație de mindfulness. Trebuie să știi care este starea emoțională acum a lui. Acum când intri în acest modul, înainte de a face modul, trebuie să faci o evaluare. Și poate face o evaluare cu câțiva dintre, ca să știi care este starea emoțională în momentul în care începe acest lucru. Apoi, trebuie să stabilești foarte clar obiectivele. Adică pacientul trebuie să știe foarte clar ce va obține în acel modul. Pentru că sunt date din e-learning care arată că se organizează mai bine în memorie informația și rămâne pe o perioadă mai lungă de timp informația în memorie, dacă se stabilește la început care sunt scopurile pe care trebuie să le atingă în conținutul respectiv. Trebuie să fie scopurile explicite. Apoi trebuie să ai conținutul modul respectiv care e conținutul nucleului, modul respectiv care este format din multimedie. Am spus, avem o generație care are preferințe de multimedie. Atunci trebuie să-i dăm același lucru sub formă de text. De exemplu, spunem, iată care sunt cauzele depresiei și dăm un text. Apoi dăm o aplicație în care aceste cauze ale depresiei sunt prezentate într-un tablou și el își alege care sunt dintre cauzele respective, care îi se potrivesc lui și le detaliază și în felul acesta își construiește un model personalizat pe baza schemei cauzale pe care o ofer pe baza de terapie specialitate, punându-l să facă, să lucreze cu aplicația respectivă, își personalizează, își ajunge la un model, își ajunge la explicație proprie, cum anume am ajuns eu la depresia mea, nu care sunt cauzele depresiei în general. De asta trebuie să vedem să facem astfel de totuși pot să dau animație, pot să dau un video. Sunt, de exemplu, chiar creat de multe studii de caz. Persoane care au avut depresie și care își prezintă situația de caz. Deci te pot inspira. Apoi ai un rezumat al modului. Faci rezumatul, pentru că în felul acesta rămâne memorie de lucru a pacientului, ceea ce este important, cel mai important. Apoi îi testezi cunoștințe. Aristotel avea o vorbă, spunea cea mai bună modalitate de a preda, de a învăța, este să predai. Și atunci avem două metode prin care noi trebuie să îl facem pe cel care a parcurs modul respectiv să ștocheze mai bine informația referitoare la modul respectiv. Unu, îl punem să răspundă niște întrebări și dăm răspunsuri imediate care sunt corecte, care sunt incorrecte, dar nu pentru că să-i testăm cunoștințe, ci pentru că să-i facem să facă un nou efort mental. Pentru că este o relație foarte clară. Cu cât faci un efort mental mai mare, cu atât adâncimea procesării informației este mai mare. Te punem să faci un efort mental. Dar stai pasiv și te uiți la un text și nu faci efort mental. Atunci nu apare efectul terapeutic. Și în plus de asta, te punem să spui altuia. Deci, te punem să scrii ce ai învățat tu din modul respectiv și să postezi pe forum. Și pe forumul respectiv sunt alți pacienți și fiecare postează ce a învățat el din modul respectiv. Și atunci tu îți compari propria ta experiență cu modulul referitor la cauzele depresiei, cu modelul tău personalizat, cu modelul altul. Propria ta experiență despre modulul, știu, meditație prin mindfulness, cu experiențele altora. Și în felul acesta se produce un fel de învățare, un fel de sharing of knowledge de la unul la celălalt. În felul acesta, toată lumea are beneficiat. Și sigur, sunt o mulțime de exerciții pe care le dai ca teme de casă. Uneori îi dai exerciții pe aplicație, pe aplicația respectivă. Iar în aplicația pe care le-am construit, poți să vezi dacă și-am făcut exercițiile sau nu. Îl poți monitoriza, cum a dat exemplu cu agenda, dacă faci modulul de activare comportamentală pentru a reduce depresia, el își pune activitățile acelea pe agenda și tu poți să vezi dacă el și-a făcut activitățile. Și atunci când ai întâlnirea cu el online, în videoterapie, tu poți să-l întrebi și poți să-i spui, chestia n-ai făcut, de aia ai o problemă. În felul acesta poți să faci terapie, cum facem noi terapie acum, cu acel maximal inginer român care sunt pe platformele Marea Nordului, cu oameni care sunt la Colis de Căpșuni în Spania, cu oameni din Statele Unite, din Miami sau din New York și așa mai departe. Și la final se oferă o evaluare din om. Deci din om, pentru care stai mai emoțional acum, după ce ai făcut acea lucru. Asta mă ajută și pe mine ca și constructor, pentru că compar evaluarea de stări tale emoționale la începutul modului și pe la finalul modului. Și în funcție de
ținut, îmi dau seama dacă motorul e bun și merită să-l țin, sau din potriva, dacă 50-60 de pacienți care intră pe motorul respectiv și în consoare pre și post motorul respectiv, stare emoțională și nu apare diferența, înseamnă că am făcut prost modulul cât de scos, când îl pui doar. Și în felul acesta eu am o modalitate prin care eu mereu upgradez modulul, de astfel încât să maximizeze pe câte de șur, mă pe one size control, adică aceeași soluție pentru toată lumea, pur și simplu. Și în final, se oferă o recompensă. Cea care parcurge motorul respectiv primește, la final, cât de ultimul click pe motorul respectiv, îi apare de regulă un filmuleț de un minut, două minute, de regulă foarte haios, ceva animat, care să recomandăm, avem pacienți care spun, eu de-abia aștept să parcurg modulul ăsta ca să văd ce recompensă dați. Recompensele sunt aleatorii, noi să avem noi la început, sistemul de alege pe baza unui regulă. În fine, un lucru este foarte important. Trebuie să ne centrăm pe procesul terapeutic. Vedeți, terapeuții confundă adesea psihoterapia cu procesul terapeutic. Adică ei cred că psihoterapia înseamnă că ei sunt cei care fac schimbarea terapeutică. Ne convine să creadă lucrul acesta, pentru că le dă sentimentul că sunt mult mai importanți. Ce credem, ce cred eu, ce credem noi care construim astfel soluții de terapie, este că nu e așa. Trebuie să facem o distinție clară între procesul terapeutic și psihoterapie. Procesul terapeutic este procesul care are loc în capul pacientului. El poate să fie catalizat de către psihoterapie. Poate fi maximizat de activitatea de psihoterapie, dar la fel, el poate fi inițiat de un text filozofic, de un film pe care l-ai văzut, de o replică pe care am ascultat-o la un moment dat. Procesul terapeutic poate să se desfășoare și independent de terapie. Și atunci, dacă noi creăm astfel de soluții de iterapie, centrându-ne pe maximizarea procesului terapeutic, atunci problema care ne punem este aceasta. Ce fel de resurse oferite, cum, în ce fel de format poate maximiza procesul terapeutic? Aceasta este cheia. Dacă noi, prin aceste soluții, reușim să accelerăm procesul terapeutic din capul omului, reușim să maximizăm efectul terapeutic, atunci am câștigat meciul acesta. Psihoterapeutul poate să utilizeze aceste instrumente la rândul lui, dar ideea principală este centrarea nu pe psihoterapie, ci pe procesul din capul omului, acolo este foarte bine. Și dacă ținem cont de toate lucrurile acestea, atunci avem o platformă. Numai platforma aceasta pe care ne-am creat, sau pe care ne-am creat, pe care ne-am dat aceste exemple, platforma aceasta merge în Pax Online. Deci, practic, ce ai? Practic, ai un spațiu virtual, o clinică online, în care se înscriu pacienții, terapeuții, medicii de familie. Și după ce se înscriu în acest spațiu, ei formează comunitatea și beneficiază de toate aceste lucruri care le vedeți în asta. Acum am văzut un film care arată experiența unui pacient. Așa mai și valoare psihologică și am efectuat două teste. Așa am aflat că ceea ce este probabil să am se numește nevroză obsesiv-compulsivă. Slinivă.
lucrul acesta a fost făcut pe baza de SMR. Și iar răspunsul de am citit din resurse și informații de bază mai multe despre nevoza obsesiv-compulsivă și despre anxietate în general. Am aflat ce este normal și ce este patologic când vine vorba despre anxietate. Când am vrut să aflu definiția mai multor termeni, m-am uitat și în dicționarul care este pus la dispoziție. Mi-am dat seama că Pax Online ar putea fi o soluție pentru problemele mele și că mă poate ajuta. Am urmat indicațiile din ghidul de utilizare și m-am înscris ca pacient în platformă. Am ales să folosesc Pax-ul cu ajutorul unui psihoterapeut pe care l-am ales dintr-o listă de psihoterapeuți. După ce am plătit taxa de înscriere, contul meu personal a fost activat și am putut să accesez Pax-ul cu parola și ID-ul primite pe mail. Am apreciat foarte mult că datele mele personale au fost bine securizate și că tot ceea ce am făcut în platformă a fost strict confidențial. Am intrat în pagina mea de pacient și mi-am dat seama că am la dispoziție o serie de instrumente și resurse prin care pot rezolva problemele. Am aflat că pot să fac o evaluare avansată a stării mele. Pot să accesez mai multe programe de psihoterapie singură sau asistată de psihoterapeutul meu. Pot să intru pe forumuri de discuții moderate de un psihoterapeut expert și pot discuta cu alte persoane care au probleme similare. Pot citi sau utiliza o serie de resurse și informații specifice, iar apoi pot să-mi servesc toate resursele și informațiile de care am nevoie în portofoliul personal. Pot să aflu semnificația oricărui termen necunoscut uitându-mă în dicționar. Mai întâi, ca să fiu sigură de diagnostic, am făcut o evaluare și diagnoză psihologică avansată, alegând două teste, EMAS stare și EMAS trăsătură. Psihoterapeutul meu mi-a trimis în 24 de ore un raport detaliat privind starea mea. De asemenea, am completat și fișa de personalizare a simptomatologiei. Dintre programele de psihoterapie, am ales nevoza obsesiv-compulsivă, care se referă la problema mea. Programul cuprinde mai multe moduri. Unele sunt obligatorii, altele sunt opționale. Am început cu primul modul, care este obligatoriu. Am constatat că la începutul și la sfârșitul fiecărui modul mi se face o evaluare inițială și finală, ca să-mi dau seama de eficiența modului. În fiecare modul, aflu mai întâi care sunt obiectivele pe care le vei atinge la final, iar apoi citești o serie de informații și faci diverse acțiuni prin care încerci să rezolvi problemele. În primul modul am aflat ce este nevoza obsesiv-compulsivă. Am aflat care sunt mecanismele prin care apare și se menține această problemă. Am putut citi și vedea poveștile altor oameni care au trecut prin același lucru ca și mine. Am văzut filme care îmi explicau ce se întâmplă în creierul meu. Nu am avut probleme parcurgerea celorlalte moduri. Sunt foarte bine structurate și parcurgerea fiecăruia durează aproximativ 30 de minute. Merită să investești jumătate de oră pe zi pentru rezolvarea problemelor tale. Permanent am putut discuta cu mine însă și mi-am notat impresiile în jurnalul personal. Am efectuat exercițiile care mi se vedeau de făcut acasă pentru a consolida ce am învățat. Așa mi-am dat seama că mă ajută foarte mult. Am învățat mai multe tehnici de relaxare, tehnici de respirație.
Pe toată perioada celor 3 luni cât am utilizat Paxul, am colaborat foarte bine cu psihoterapeutul meu. Am putut stabili întâlniri în funcție de programul meu de comunicare asincronă și am avut ședințe online prin videochat. Pentru că noi am făcut acest exemplu
pre-anxietate, pe tulburare de panică, în primul rând, cu aplicația noastră. Da? Acest lucru se aplică pentru orice aplicație pe care cineva are de lucru să care trebuie să faci a doua categorie, spune, studiu clinic controlat. Trebuie pentru care, de exemplu, noi am făcut studiu clinic controlat, asta e exemplu pentru tulburare de panică, în care am luat programul de terapie tulburare de panică de pe platforma PAX Online și am pus în trei condiții. Prima condiție în care cineva parcurge independent programul, fără noi. A doua condiție în care cineva parcurge cu asistența unui, prin videoterapie, în fața noastră, prin videoterapie a unui terapeut. Adică, odată pe săptămână, 10 minute, 15 minute, sau la două săptămâni, avea și o interacțiune cu un terapeut, în afară de module de terapeutice pe care le-a făcut. Și waiting list-ul, totul de control. Acolo sunt toate fazele, după cum știți prea bine, ale studiului clinic controlat. El a fost publicat în BBC, acestea sunt rezultatele pe care observați la mărimea efectului. Deci se compară terapia pentru tulburarea de panică ghidată, adică tu ca pacient ești ajutat prin videoterapie de către un terapeut și vezi parcurgi modurile singură, din când în când apare și terapeutul care prin videoterapie te ajută. Cea unguided înseamnă că tu singur parcurgi. O mică paranteză, am avut surpriza când am făcut studiul clinic controlat și am făcut randomizarea, după cum știți că se propune metodul de randomizare, unii dintre cei care au fost randomizați au ajuns să guide-ul, adică să facă terapie împreună cu un terapeut, ajutat de un terapeut. Și am avut surpriza. S-a repetat de câte ori că unii au răspuns, dar eu nu vreau cu un terapeut, eu vreau să am de unul singur. M-a surprins. Pentru că toată lumea o să vrea să aibă, în afară de program de terapie, să aibă și asistență partea. Iar noi sunt mulți. Noi nu vrem. Noi vrem să mergem singuri. Vă rog să ne băgați în, în celălalt lot. Nu avem tot. După cum știți, sunt niște reguli la asta. De la domizare. Așa e la domizare, așa e. Și am pierdut cușul. Sau cu cea mai încă. Bine, ne întrați. Și waiting list-ul. Deci uitați-vă la mărimea efectului. Tot în mărimea, tot ce mărimile efectului arată. Să o dau imaginea. Aceasta este eficiența terapiei. Am măsurat pe mai multe tipuri de experimente, nu mai o vorba de efectul efectului. Prin urmare, efectul există și în cazul în care pacientul parcurge singur modulele acestea, și în cazul în care parcurge cu asistență terapeutică. Din punct de vedere statistic, nu există diferențe. Există o mărime mai mare a efectului la pacienții care sunt ajutați prin videoterapie, în plus decât cu modul respectiv de videoterapeut, dar aceasta este dată doar de mărimea efectului. Apoi, statistic, el nu este semnificativ. Și efectul se menține și la follow-up, și după 3 luni, și după 6 luni. Mare, acestea au fost datele pe care le-am obținut și aceasta este procedura prin care trebuie să treci. Construiești arhitectura, deci aplici principiile acestea pe care le-am spus și construiești soluția de e-terapie. Pasul 1, pasul 2, trebuie să ai un studiu calitativ, adică sumă de corte care să vezi cum se simt userii care utilizează aplicația respectivă sau colecția de aplicații pe care o faci. Și dacă ai trecut și acest pop, atunci poți face studiu clinic controlat, ca să vezi obiectiv, vorbim dincolo de părerile lor, da, tot pe partea studiului clinic controlat, cum se pare pe care asta este. Concluzia aceasta este că platforma noastră este eficientă, nu sunt diferențe statistici, așa cum am spus, între a parcurge programul de terapie pentru tulburare de panică singur sau cu asistență de terapeut, dar există un efect mai mare, o superioritate de efectului. Și sigur trebuie să încercăm pe comode în universitate. Acestea sunt principalele studii pe care le-am publicat pe această temă. Ultimul a apărut chiar acum, două săptămâni, în Journal of Anxiety Disorders. Studiul clinic controlat pe Glucologia, care a fost publicat pe anul de după care au fost publicate rezultatele de alte 4 studii pe care le-a fi publicate în acest moment, dar găsiți mai multe date despre PAX Online 16 pe care l-am făcut noi.
Între timp, sunt de pe punct de a finaliza o aplicație pentru terapia depresiei, se numește DPD. Această aplicație, din nou, merge pe ideea că trebuie să construim o platformă, adică toate aplicațiile trebuie puse la un loc și să ruleze după aceleași principii. Sunt din nou trei user, terapeutul, pacientul, medicul de familie. Fiecare dintre user respectiv are instrumentele necesare ca să participe la actul de terapie. Medicul de familie, o să prezint foarte de scurt ce anume poate să facă el. Medicul de familie își înscrie pacienții pe care îi are el într-un registru și după ce îi înscrie în acel registru, el poate să facă mai multe lucruri. Unu, screening. Îi dă anumite instrumente pe care noi le punem acolo, pe platformă. Deci el le utilizează gratuit. Instrumentele de screening sunt făcute, sunt sau instrumente de screening adaptate de stat de sărbare, pe care sunt instrumente de screening 100 noi, dar pe baza ghidurilor clinice de evaluare a tuturor respective. Și pur și simplu îți întrebi pacientul diverse întrebări. Completezi tu, îl poți spune și pe el să completezi, dar trebuie să spunem că ai un pacient care e mai în vârstă sau care nu vrea să pună mâna pe mouse și așa mai departe, tu îi pui întrebări, completezi dintr-o dată sistemul îți preia datele, și îți dă rezultatul. Și îți dă rezultatul raportat la cut-off point, astfel încât poți să știi dacă este o tulburare care are deja dimensiune clinică sau este subclinică. Deci faci screening. 2. După ce ți-ai înscris pacientul în registrul tău, tu îi dai lui posibilitatea apoi să se ducă la o evaluare mai avansată, în care să fie nu numai un screening, ci să fie un diagnostic. Practic, el face o mulțime de teste. Testele respective vin la un terapeut, care e psihiatru sau care este psiholog, care se uită la testele respective, care dacă are dubii, poate să aibă o videoterapie cu pacientul respectiv, cu un scurt interviu clinic, dar la distanță, facem noi adesea, de exemplu. Pe baza datelor de la acest interviu clinic, el completează raportul și pe aceea raportul vine sub formă de PDF la tine în portofoliu ca pacient și tu vezi. Îți vezi diagnosticul, îți vezi interpretările pe care ți-a făcut terapeutul. Și atunci tu beneficiezi de o evaluare avansată, se poate. Deci tu nu te-ai deplasat, ești acasă la tine. N-ai venit la mine, pentru că nu poți, n-ai timp, n-ai bani, etc. Lucrezi pe o platformă marină mare Nordului, ești în Italia, ești în Spania sau ești la Babadag și nu poți să fii la Cluj. Iar noi trebuie să ne gândim la acești oameni care au acces foarte dificil la societate și așa mai departe. Atunci, te-ai înscris, îi dai posibilitatea să ai o evaluare mai avansată și după aceea, în interpretarea finală, tu îi recomand. Uite, vă recomand cu tare tratament, sau vă recomand să veniți să vă dau medicație, sau vă recomand să veniți la terapie, sau vă recomand să intrați pe modulele respective de terapie, poți să-l facă din. Deci îi dai posibilitatea să facă o evaluare avansată, dai posibilitatea să aibă acces la serviciile unui terapeut online, poți să te poți, sigur, poți să meargă și la el la cabinet, îi dai posibilitatea să meargă singur și să-și ia modulele de terapie pe care el are nevoie. Și, în același timp, dacă el își ia un terapeut, pentru că el poate să facă pe singur sau cu un terapeut în modul respectiv, cum a spus. Tu, ca medic de familie, ai adresa, automat, dacă ești ales terapeutul, tu ai adresa terapeutului. Și este un spațiu de lucru comun în care tu și el puteți să scrieți. De exemplu, a venit, vine pacientul la tine și tu spui, are și diabet. Tu n-ai știut că are diabet, dar acum constați că are diabet. Terapeutul automat află că are diabet. El scrie. Am făcut cu tare lucru cu el. Vezi că s-ar putea să aibă consecințe. Chestiile somatice pe care le simt în el sunt îndreptate, probabil că s-a accentuat anxietatea. Și atunci, tu ai un case, un loc, un workspace, unde tu poți face managementul foarte bine a pacientului pe care ai. Asta este. Cum se face lucrul acesta? Pe scurt, era de suficient de înțelege de vreo 20 minute. Ca să... Ce face medicul la platformă? Aici este prezentat. Vreau să aveți o idee așa.
poți face să faci și ție, dacă ești o anxietate, să ai depresie. Să nu asta e scopul. Scopul este să te afli cunoștință de cauză. Când îi prescrii pacientului tău să facă anumite teste, trebuie să știi în ce constă este depresie. Exact, ți-ai același lucru. Înseamnă doar că am și alte alternative.
accesibilitatea crește foarte mult, doi, flexibilitatea crește foarte mult pentru serviciile acestea. Crește foarte mult pentru că, cum ați văzut pe date, unii vor să rezolve singur și așa de posibilitatea să urmeze singur programele de datele. Și ați văzut la date de unii doar pe date, că adesea mărime efectul e aceeași. Ei pot să utilizeze singur, independent, soluțiile sunt sau împreună cu un partid, un lucrurile de la și asistat. Dar la fel, flexibilitatea este pentru tine, ca dată. Deci tu poți să fii psihiatru și tu poți să combini medicația cu modulele acestea de psihoterapie. Eventual și cu psihoterapie, dacă mai bun. Și atunci, dintr-o dată, mărimea efectului crește, pentru că tu ai dat una medicație, pentru că și posibilitatea să facă terapie, fără de neapărat să nu trapă. Îi dai modulul respectiv. Sau poți să faci terapie față în față și după terapia față în față, sau între două ședințe de terapie, tu poți să faci videoterapie sau poți să dai modulul respectiv. Deci, flexibilitatea serviciilor crește și pentru pacient, flexibilitatea crește și pentru cel care oferă serviciile. Eficacitatea este verificată, să zic, și datele pe care le aplicăm noi, astfel și date literatură de specialitate, deci nu mai putem să ne îndoim, s-ar putea să fie așa sau pentru că nu, deja sunt date. Avem date care află că aceste soluții sunt dovedite, clinic, sunt și implementabilitatea este foarte serioasă. Adică, dacă construiești o platformă și ții seama de utilizator, atunci ai toate șansele de primire să utilizezi. Când vedem cum va părea, probabil că se va putea să te mântuia să fie complet, în momentul de față avem o fază beta, dacă vrea să te vezi că de prefer din nou, să scrieți doar de prefer, pentru o să găsească că este faza beta, este faza de înainte de clinic, înainte de a spune chestia. În concluzie, una dintre aplicațiile majore ale IT-ului în serviciile de sănătate mentale sunt soluția acestea de terapie, sunt o dată de platformă. Ele au plusurile pe care le vedeți în fața acum și cred că fără a utiliza astfel de soluții, riscăm să ieșim în decor, să prestăm niște servicii care sunt în ce în ce mai îndepărtate de nevoile unei generații care abia acum începe să intre în scenă. Care la un moment dat o să devină avondiu și apoi pacientul tipic și apoi oamenii care se ocupă de diverse poziții, funcții și o să stabilească regulile în societate. Și ei trebuie să țineți că altfel, dacă noi rămânem în același mod de a testa să deci nu luăm în calcul toate aceste noi așteptări pe care le am și nu recalibrăm serviciile în funcție acestei așteptări, nu vom face față cel despre aceste cerințe. Așa să stăm. Vă mulțumesc. Dacă vă uitați pe internet după soluția acestea și o să sper că măcar să vă fi trezit interesul pentru să fi trezit interesul pentru astfel de soluții. Clar, e o revoluție trecută care se petrece în acest moment. Nu este mainstream, dar va deveni cu siguranță mainstream. Nu pentru că spun eu, ci pentru că vin din urmă o generație care exact aceste soluții le-au susținut. Pentru că așa e mintea ei. Pentru că stipulăm noi așa normativ, ca așa trebuie să fie. Așa e mintea. Așa e modul lor de a fi de-a gândi și trebuie să resetăm modul în care